La recentă întâlnire a asociațiilor și federațiilor din turism din zona Transilvaniei cu reprezentanții Ministerului Turismului pe tema înființării organizațiilor de management al destinației s-a semnalat problema că primăriile nu sunt interesate să aplice legea și să înființeze aceste organisme. Nu sunt interesate nici măcar să se informeze din surse oficiale. Din județul Hunedoara au fost și felicit că și-au făcut timp să vină de la Consiliul Județean Radu Bar, directorul de la direcție care are în subordine și turismul. A fost primarul de la Vața, primarul de la Giurgiu. Bravo. Am fost eu și cu Dan Tudoroiu, vicepreședinte la organizația patronală Pe care ați de turism înființat-o voi, da. DEVA Hunedoara. Da. Am fost Atât? șocat, atât. Am fost șocat de lipsa de acolo, măcar a unor reprezentanți a primăriilor, orașelor și localităților care se mândresc cu turismul pe care îl dețin. Deva, nu? Deva nu a fost absolut nimeni, Hunedoara? Hunedoara nu a fost absolut nimeni, Cea mai, ce Valea Jiului, Valea straja Jiului, Valea chestii. Jiului nimic, nici măcar, să spunem așa, primar de comune cu potențial turistic și cu patrimoniu turistic, cum ar fi Orăștioara de Sus sau Brâu de Mori, de Da, exemplu, da, da. n-au fost cu certitudine, invitațiile le-au primit. Se pare că legea OMD-urilor, atât de lăudată, are o scăpare destul de importantă, care dă posibilitatea administrațiilor locale să facă ce le poftește sufletul cu banii încasați din taxa pe turist. Dacă ar înființa organizații de management al destinației, un procent consistent din taxă ar avea ca destinație investiții în turism făcute de privați. La un moment dat, un reprezentant din mediul privat, chiar de la Cluj, de-a dreptul un reprezentant a unei federații patronale din Cluj, Federația Patronatelor din Industria Ospitalității, Clujul întotdeauna s-a știut să se mobilizeze, să se a organizeze. pus o întrebare la care eu am ciulit imediat urechile. Ce facem în UAT-uri, cum înființăm OMD în UAT-urile în care autoritățile locale nu vor să înființeze UAT? La care secretara de stat spune, nu pot să cred că poate Există. exista un UAT care să nu vrea să înființeze OMD. Moment la care el spune, ba da, vă dau eu un exemplu, Cluj. Și atunci, evident că am zis și eu, ba da, vă dau și eu un exemplu, DEVA. Wow. Zice, DEVA direct mi se adresează, DEVA nu pot să cred lucrul ăsta cu patrimoniul ei turistic, cu tot ce are, la fel cum nu cred nici la Cluj. Și zic, ba da, doamna secretar, doamna ministru secretar de stat, doamnă, la DEVA s-a înființat o asociație de promovare turistică, zice, iată, viitor OMD. Zic, greșit, la DEVA există organizația patronală și Există asociația de primărie. promovare, asociația de promovare turistică a fost înființată de primărie cu o cafenea și un supermarket. Se uită la mine, zice, nu-mi vine să cred. În lipsa OMD-urilor, primăriile pot să folosească taxa pe turist discreționar, după bunul plac, de aici și lipsa de interes. Aici ai răspunsul la întrebarea doamnei secretar de stat, de ce ar putea exista UAT-uri care să nu dorească înființarea OMD? Pentru că odată înființat OMD, se specifică clar în lege, taxa locală de turism merge la OMD. Nu ai OMD, faci ce vrei cu banii. În concluzie, agenții economici privați din turism sunt dați la o parte Da, când e vorba să înțeleg. primească Nu înapoi ai OMD, taxa faci care ce se vrei cu banii. încasează de fapt pe munca și investițiile lor. Da, Mai dar multe nici detalii, dacă dar și alte înființarea înființă, informații în premieră există puteți afla locuri unde urmărind emisiunea au de la făcut A la pași Z, mari spre difuzată înființarea și astăzi pe suntem postul în 1 proces TV, de începând cu înființare ora pentru la Giurgiu, 16 și cu 30 de OMD-ul minute. de la Râu de Mori.